Așa se încheia cântarea corului bărbătesc, Domnul să fie cu voi. Și fie asta valabil pentru miri și pentru toate familiile. Dar asta este bine să fie valabil și pentru cei ce încă nu sunt căsătoriți, pentru că umblând cu Domnul se poate căsători în Domnul. Este bine să ne întâlnim și să avem o părtășie cu Domnul încă din vremea copilăriei, prin cunoașterea Scripturilor. Ați auzit relatarea aceea despre felul în care se căsătoreau chiar cei din afară, cum spunem noi acum, dar foarte posibil că ei erau înăuntru, mai cu zeci, cu sute de ani în urmă. Aș vrea din acest cuvânt al Scripturilor, care, așa cum spunea un reformator, nu-i nici antic, nici modern, este veșnic, pentru cei doi și nu numai, să mă opresc la Cartea Proverbe, capitolul 5, începând de la versetul 15. Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Și să spun trei lucruri despre izvorul sau izvoarele tainice ale familiei. E ceva dumnezeiesc în ceea ce se numește familie. Începând cu realizarea ei tainică, continuitatea ei și chiar finalul și perspectiva eternă. În primul rând, vă întreb pe tineri, când se potrivește această ofertă, bea apă? De când ai voie să bei? Frate Teofil, sora Emilia, de astăzi, bea apă din fântâna ta. De ce nu până astăzi? Pentru că vă rog să rețineți un prim adevăr de aici. Izvoarele tainice ale familiei trebuie mai întâi să fie niște izvoare pecetluite. Dintr-o fântână închisă nu se poate bea apă. Spunea acela Solomon, citesc din Cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 4, versetul 12. Ești o grădină închisă. E o altă comparație. Un izvor închis, o fântână pecetluită. Ferice de fetele care știu să nu ia capacul de la fântână și să nu deschidă poarta de la grădină. Și înțelepți sunt băieții care știu să respecte acest perimetru binecuvântat. Încă în vremea noastră, într-un mod atât de contrastant cu ceea ce se întâmplă în lume, sunt băieți și fete care știu să nu deschidă poarta fântânii, a grădinii sau capacul fântânii, nici măcar pentru un sărut. Ca să nu mai spun de alte atingeri care sunt din ce în ce mai vinovate. Ferici de adolescenți, pentru că la o vârstă foarte precoce ispitele sunt foarte puternice, datorită mediului, care știu să se păstreze curați. Doamne, binecuvintează-ne copiii cu o astfel de înțelepciune. Pentru a vă păstra pecetea în bună rânduială, este nevoie, rămânem la aceeași carte, Cântarea Cântărilor, de un concept și de niște angajamente foarte puternice. Scrie în 2 cu 7, vă jur, fiicele Ierusalimului, știți că scrie în Biblie și de fica Babilonului, pe căprioarele și cerboace de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Știți că a nu trezi pe cineva trebuie să vorbești chiar în șoaptă de tot, că sunt oameni care au un somn foarte ușor și se trezesc repede. Ce credeți că dragostea trebuie să strigi la ea, să bubui ca la o întâlnire rock? Nu. Puțin, dacă faci gălăgie, se trezește și apoi sunt probleme.
În aceeași idee, dar într-un alt mod, scrie în 8 cu 4, vă rog, deci vă jur, vă rog, fierbinte, fiicele Ierusalimului, fetelor dragi, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Sentimentele apoi ne iau cu iureșul lor și ajungeți, depuneți vorba aceea, carul înaintea boilor și lucrurile se strică. Dar pentru asta poate nu ne înțelegeți uneori de ce cu desăvârșire recomandăm să nu postați pe rețele de socializare, să nu acceptați ideea de prietenii, că nu este biblică, ca să puteți să vă păstrați fântâna pecetluită, un izvor în care n-au băut toți, n-a băut tot satul, tot cartierul, întreaga listă de prieteni, colegi. Pecete. În ce privește standardul spiritual, se adresează Scriptura tinerilor și sunt versete cunoscute, dar am vrea să le spunem cu apăsare, în sensul de a fi ceva foarte imperativ. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, sunt cuvintele apostolului adresate în prim plan tinerilor. Versetul 4, fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Când ai luat pecetea, când s-a desigilat, nu-i mai cinste, nu-i mai sfințenie. Se pierde astea și printr-o privire voluptoasă. Ce să mai spun de atingere? Nu în aprinderea poftei. Ca neamurile, iată diferența aceasta majoră care trebuie să fie între cei credincioși și cei de afară, care nu cunosc pe Dumnezeu. Nu-i de mirare că, odată cu teoria evoluționistă și libertinismul din secolul XIX și apoi tot ce a urmat în secolul XX, dacă s-a afirmat că omul este animal, animalele merg doar pe instinct. Pe când noi mergem pe principiul altor legi, sub cârmuirea lui Dumnezeu și a înțelepciunii sale, Doamne, ajută-ne! Dacă sunt din cei, și știm că sunt, care au lăsat, mă refer la fete, să bea băieții apă din fântâna lor și băieți care și-au permis să intre în grădina unor fete că li s-au părut că sunt florile prea frumoase și le-au luat înainte de a avea un drept oficial să o facă, Dumnezeu să ierte, dar măcar să se retragă, să se oprească. Avem de-a face cu un Dumnezeu care iartă, care înnoiește și înnobilează, numele Lui să fie binecuvântat. Ne întâlnim uneori cu întrebări la întâlniri de tineri, am păcătuit, vin de la băieți sau de la fete, ce se mai poate face? Hotărăște să fii din nou curat. Dumnezeu poate să anuleze trecutul, dar cine nu se oprește din păcătuire și continuă, își riscă pe de-a întregul viitorul, Dumnezeu să aibă milă. Rețineți așadar această primă idee, izvorul familiei trebuie mai întâi să fie un izvor pecetluit și astăzi, pentru cei doi în ziua anunții, se schimbă pecetea. Spune aceeași cântare a cântărilor, capitolul 8, pune-mă ca o pecete pe inima ta, pe brațul tău. Pentru că, în mod normal, numai ceva ce a fost sigilat, păstrat, poate din nou să poarte un nou sigiliu. Ceva ce a fost de valoare până acum și ceva ce urmează a fi de asemenea de valoare. O feciorie este de valoare, o căsnicie nu este de mai puțină valoare. E cu pecete una, cu pecete cealaltă. Până acum s-a spus izvor pecetluit și de acum se spune, frate Teofil, izvor doar pentru Emilia. Nimeni nu are voie să bea apă de la tine. Pentru Emilia scrie izvorul lui Teofil și poartă din nou o pecete. Mărit să fie Domnul care pune astfel de peceți. În al doilea rând, izvoarele tainice ale familiei trebuie să fie permanente. Spune Scriptura aici în cuvântul de referință, Proverbe capitolul 5, versetul 18, izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale,
Cerboaică iubită, căprioară plăcută, atenție, fim bătat tot timpul. Și la asta am spus permanent de drăgălășiile ei. Fiind drăgostit, necurmat, asta înseamnă din nou permanent de dragostei. Nu știu cum se face uneori că la unii le seacă apa din fântână. Se întâmplă cum scrie în Ieremia capitolul 2, puțuri crăpate, nu țin apă. La început se părea că atâta debit este în fântână, promițător, zâmbete, vorbe, până la urmă nu mai pot să facă rost nici de un zâmbet. La unii le-am spus să se mai uite la filmarea din ziua anunții, să încerce cu acelea gesturi să zâmbească din nou. Poate că nu este, n-au o pareză facială să nu mai poată zâmbi. Cuvinte frumoase. Am găsit undeva așa, s-a pierdut o foicică a unei fete către un băiat, n-am cum să nu te iubesc, ești prea dulce. Au și despecetluit fântâna înainte de vreme, ca după aceea să se întâmple tragedii care nu pot fi spuse în adunare. Cum s-a putut o apă dulce, un izvor bun, să dea apoi apa amară, să nu țină izvorul pentru toată viața? Sunt căsătorii de 30 de ani, mâine, poimâine. Dacă aș fi căsătorit numai de un an, n-aș avea curaj să vorbesc. Dar îndrăznesc să spun că trebuie să fie același debit de apă în fântână. Sau se poate o fântână de la Dumnezeu să sece? Nu! Cine se încrede Domnul este ca un pom lângă un izvor de apă? Poate să fie secet în jur? Acolo este apă. Spune Scriptura în cartea profetului Maleahi, referitor la cei care nu sunt credincioși și nu rămân fideli promisiunii din tinerețe, 2:14, nu ești credincios nevestei din tinerețea ta care a încheiat legământ? Am întâlnit femei, părerea mea ele sunt mai schimbătoare, bărbații au alte slăbiciuni, nu mai am sentimente. Pompează, soră, poate mai este ceva apă din fântâna aceea. Roagă-te la Dumnezeu să plouă. Ceva, amenajări, irigații, trebuie să se adune de undeva apă. Să nu-l mai văd. Asta trebuia să spui când a venit el la peții. Și spui, du-te în altă parte, nicio problemă. Cum a zis robul lui Avram, spuneți-mi să știu încotro să apuc. Dar dacă am apucat pe aici, acum, ce să fac? Bărbați care, știu eu, s-au plictisit și aici, când e vorba de un izvor permanent, zic că se includ și cuvintele frumoase legate de sentimente, dar se includ și eforturile substanțiale legate de muncă pentru viața de familie. Cu aceeași pasiune, să nu se întâmple, cum spunea cineva, că bărbații deschid ei portiera la mașină, ori dacă, numai dacă e nevasta nouă sau mașina nouă. După aceea n-are decât să se suie. Că se suie în față, că se suie în spate. Nu-i normal. Fii îndrăgostit, necurmat. Am auzit cu bucurie declarația unor fete care, la o întâlnire cu o familie, au discutat după acea părtășie de câteva ore într-o seară. Zice, fratele ăsta cu sora, zicea, e că-s căsătoriți ieri. Și familia asta când a auzit remarca asta, evident că s-au simțit bine, au zis, nu ieri, azi, că noi în fiecare zi ne înnoim sentimentele. Dacă izvor, spuneți-mi, e apă stătută? Unii așa cred că a fost o fântână și de acum a ajuns o băltoacă. Nu, este un izvor. Și din izvor apa nu seacă, cum se spunea de fratele Vrumbra. La 90 de ani spunea, te iubesc mai mult ca în ziua anunții. Evident, o cunoști mai bine, sunt adunate toate lucrurile de o viață. Am reținut o întâmplare de la fratele Paul Negruț, spunea despre o întrunire a fraților baptiști, undeva veteran la București, că
În ce privește cazarea datorită spațiului, a vrut să-i cazeze pe toți bărbații într-un loc și femeile în altă parte. Și cei de la repartiție s-au trezit cu un moș și o babă de mână, sprijiniți unul de altul și de toiege fiecare. Și zice, fratele aici, sora aici. Și ei stau, se uită, zice, n-ați auzit? Bătrânii nu mai aud bine. Zice, am auzit. Dar auzi tu. Dacă nu ne găsești loc să dormim împreună, ne găsim noi. Pe noi numai moartea ne desparte. Ce frumos! Adică până a putut merge pe picioare, a ținut-o de mână. Acum, de când trebuie să are nevoie de bastonul, lași numai pe seama bastonului, nu? Fiind drăgostit, necurmat. Nu doar de frumusețea ei, de fața ei fără riduri, fiind drăgostit de întreaga ei ființă, de sufletul ei. Amin? Doamne, ajută-ne! Așa ar fi normal. S-a întâmplat cu un profet, Osea, s-a căsătorit, a avut copii, dar ce să vedeți, nevasta lui, ca cea descrisă în Ezechiel 16, s-a îndepărtat de bărbatul ei. La un moment dat e ceva simbolic aici, în capitolul 3, Dumnezeu îl trimite să facă asta, zice, du-te, iubește-o din nou, și spune versul 3, rămâi multă vreme numai a mea. Și cei doi vor declara până la moarte. Niciun mire n-a declarat, în primii ani de viață o să iubesc așa cu mare entuziasm. După aceea o să ținem bani împreună și spre bătrânețe ne facem la notarul altuia, că nu știi care moare primul, dar nu-i normal. De aceea scrie aici în 2 cu 19, te voi logodi cu mine pentru totdeauna, prima idee. Apoi apar ingredientele, bunătate, îndurare, credincioșie, pentru totdeauna. Amin? Doamne, ajută-ne! La căsătorie se ard corăbile, numai înainte. Și în al treilea și ultimul rând, scrie aici în Proverbe, capitolul 5, pentru voi doi, în primul rând, referitor la izvoarele tainice ale familiei, aceste izvoare trebuie să fie puternice. Ascultați ce scrie aici, în versetul 16, ce vrei să versi izvoarele în afară? Să scurgă râurile. Cum adică izvorul ăsta se face cât un râu? Da. Versetul 19. Fii îmbătat. E normal că dacă bei atâta apă, până la urmă, te îmbeți. Și cu atâta râu te inundă. Da, izvoarele familiei sunt ceva sacru. E vorba de o pecete. În al doilea rând, e vorba de ceva permanent. E o legătură pe toată viața. E ceva ce ține de legământ și legământul făcut de Dumnezeu cu noi este etern. Devenim un singur trup. Și e ceva foarte puternic. Și asta aș vrea să fie gândul pentru toți familiștii. Știu că se rezistă, în general, 90% împreună. Dar sunteți tot timpul îmbătați? E tot timpul un râu? Sau uneori e doar așa un pârăiaș și spui că aici a fost Albia? Doamne, adu-i inundații! Și ar fi normal să fie. Să fii îmbătat. Sau cum spune în cântarea cântărilor, în mod repetat, sunt beat. Dar pentru asta îți trebuie resurse spirituale, de dragoste. Dacă tot suntem la Solomon, mai citesc din nou din Cântarea Cântărilor, atât de frumos scrie aici în capitolul 4 de la versetul 13 despre câte poate să aibă o femeie. Nar, șofran, mălin, nard, treste mirositoare, scorțișoară, smirnă, aloe, o fântână din grădină, un izvor de ape, pentru că apele astea trebuie să întrețină toate florile astea. Toți pomii. Și apoi, ce face dragoste? Scoală-te, crivățule, vină, vântule, mi-a zis, suflați peste grădina mea ca să picure mirosurile din ea. Să intre iubitul meu în grădina lui și să mănânce din roadele ei alese. Frați și surori, se spune că creierul unui om, nu știu cât e de adevărat, cred că nici oameni de știință nu știu exact, nu știu întru totul,
Noi am avea, în ce privește mintea, capacități mult mai mari decât ceea ce folosim noi. Spun ei că folosim vreo 15-20% din capacitățile noastre. Eu îndrăznesc să spun că din capacitățile dragostei, unii folosesc sub 10%. Noi am putea să avem resurse și rezerve foarte, foarte mari. Cine vă oprește, stimați soți, ca să compuneți 3 poezii pe an pentru nevastă? Cine vă oprește, stimate surori, ca măcar o dată pe săptămână să-i faceți soțului așa o masă aranjată și să-l așteptați cu niște cuvinte speciale? Compuneți dumneavoastră dacă el nu le are cu poezia. Cine vă oprește să vă plimbați așa pe sub copaci? Eram cu soția săptămâna asta în grădină și ziceam, știți că mie îmi place livada, suntem ca așa Adam și Eva aici, împreună. Ce mai frumos decât atât? Resurse. Și unii au lăsat acolo, apele sunt undeva în adâncime, dar nu lasă să iasă izvoarul în afară. Să aibă gust. Scrie în Proverbe, capitolul 16, că dacă e vorba de înțelepciune, e ca un izvor care curge într-una. Să fie ceva frumos, plăcut. Dar unii se rutinează și șablonează. Și devine plicticoasă viața de familie. Și ce e mai periculos, devine păcătoasă. Și unii cred că așa e normal, cum se întreba acel om. Dar cum se poate? Se poate. Dar trebuie să fii puțin, puțin beat. Adică să te manifesti într-un mod total dăruit, cum pare mi se că v-am mai spus o dată de acel frate din o zonă undeva care și-a inundat soția cuvinte de apreciere, gesturi, servicii, el curăța cartofi, să facă tot, trebăluia, o săruta, o îmbrățișa, apreciere. De ce-i cu tine, drag? Zice, te iubesc, de... Și ce până acum nu m-ai iubit? Apoi zice, lasă-mă să spun adevărul, eu am avut câte un gând, așa mă apreciam câte o femeie, că e drăguță, mai făceam comparații și m-am hotărât să mă pocăiesc. De acum toate izvoarele mele curg spre tine. Iartă-mă dacă te inund, atât ai debitul. Crească-vă Dumnezeu debitul. Mai o seamă la unii care așa s-au plictisit, la început mergeau de mânuță, acum numai că bine că nu se pierd după colț, că știu adresa, că altfel n-ar ajunge acasă deodată. Nu mai au același entuziasm. Pe voi să vă văd oriunde vă duceți, oricând veniți, numai așa de mânuță și ia cu flori. Și când o să aibă copii, și aia sunt tot flori. Că așa e frumos. Nu înțeleg nici în veacul acesta, nici în cel viitor, pe cei ce, de exemplu, doarmă într-o cameră și unul într-altă. Cum spunea o beată femeie, zice, eu trebuie să acopăr copiii, zic, astea-s povestele, le spui la copii, nu mie. Trebuie să fii lângă soț. Altfel, viața de familie, cu greutățile ei, bătrânețea cu nevoile ei, cum le întâmpinăm? Fără să avem această putere pe care Dumnezeu a dat-o, aceste resurse binecuvântate, acestui izvor tainic, care și la 70 de ani țâșnește cu aceeași putere. Apă proaspătă să bei. Într-o lume secătuită, izvoarele noastre facă Domnul să curgă cu binecuvântare. Rugăciunile pe care le înălțăm împreună, cântările rostite în numele Domnului înălțate pentru slava Lui, toate acestea fac din viața de familie ceva, ceva frumos. Și în încheiere, fac referire la două versete, 20 și 21 de aici. Scria Solomon, și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișat sânul necunoscut? Dacă izvoarele familiei sunt pecete sub mâna lui Dumnezeu, sunt permanente, este un angajament tip legământ și au resurse inepuizabile, sunt puternice, orice gând de curvie este un nonsens. Să treacă prin fața ta toate femeile în defilare, să-ți facă avansuri toți bărbații, să te aprecieze, cum scrie în Cântarea Cântărilor, capitolul 8, de-ar da omul toate averile lui pentru dragoste, n-ar avea decât
Dispreț să spună unul mai tânăr, știi, bărbatul tău e bătrân. O să spui ca Sara, domnul meu bărbatul este bătrân, dar e domnul meu. Nu te interesează. Dar dacă nu sunt zvoarele astea puternice, am văzut și femei chipurile sfinte, care îi spun la bărbat, nu mă tot îmbrățișa, noi trebuie să ne sfințim. Sfințitul e cu îmbrățișat în familie. Și apoi când vin la mărturisire, zice, dar știi frate, m-a ispitit bărbatul ăla când a vorbit cu mine. Zic, da, că l-au știut pe unii să-mi pungă pânza freatică și să deschidă izvorul. Izvor care trebuia de fapt să scurgă în familie. Și ți-a țâșnit în afară. Ceea ce nu-i normal. Asta ne protejează pe noi în mod total de curvie. Nici măcar prin gând nu ne treci. Că noi suntem beți de dragoste la noi acasă. Nu ți sete niciodată pe stradă. Și mai e ceva, spune aici în versetul 21. Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului. Și el vede toate cărările lui. Cum mă port eu cu nevasta asta, n-are de-a face numai cu bunăstarea casei mele și să o fac fericită, că așa i-am promis. Asta vede Domnul și mă va răsplăti sau voi fi deosândit. Îndrăznesc să spun că prima rubrică în catalogul unui om este viața lui de familist. Cum te-ai portat cu nevasta? Nu, cum se spune de un predicator care atunci când îl vedea nevasta la amvon, zicea, ce fain vorbești, de nu te-ai mai dat jos. Și când îl anunțau frații, se suie, zicea, dar oare are curaj? Nu așa, cum ești în familie, te vede Domn. Dacă tu n-ai fost nevastă bună, acum crezi că o stia Domnul Iisus de mireasă, nu? Hai că visezi prostii. Fii realist, te vede Domn. Scrie în Genesa 29 că Iacov nu iubea pe Rahela, a văzut Domnul asta, pe Leia, pardon. A văzut orice gând, orice șoapte, cum spunea de fratele Marcu Nichifor. I-a trecut un gând prin minte. Povestea un frate în Italia, după mai mulți ani, n-a putut să ducă soția, a muncit singur, au fost anumite contexte, excepții, cum se spunea. Și spunea frate, o spură înaintea lui Dumnezeu și avea vibrare în voce și lacrimi în ochi. Deja am stat luni și ani despărțit de soție. Nu mi-am întinat nici măcar privirea. O iubesc, ne topim în dor unul pentru celălalt, dar amândoi erau credincioși. Pentru că astfel de tineri sau de căsătoriți spun ca Iosif, cum aș putea să fac eu păcat atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? A strigat la soție, vede Domnul, a te uita în altă parte, vede Domnul. Doamne, ajută-ne să trăim ca înaintea Ta, să ne iubim cum Tu ai rânduit acest izvor tainic al familiei și să te iubim și pe Tine, că de fapt asta înseamnă să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Și cine e mai aproape dacă nu frate Teofil? Emilia, nu? Și Emilia cine? Fratele Teofil. Mă urmează momentul cununiei și vrem ca prezența Domnului să fie aici. Și să vă unească El și să vă deschidă acest izvor și să-și pună pecete. De aceea căsătoria este în casa Domnului, că vrem prezența și puterea Lui. Este o lucrare care o facem înaintea Lui și pentru slava Lui. Amin.